Bună ziua și bine v-am găsit! Iată, suntem pe 12 ianuarie și pe cum se vede avem zăpadă, e foarte bine și curățăm stupina un pic de zăpadă împreună cu Andrei. Așa-i, tati? Curățăm zăpada? Unde curăță băiatul zăpada? De la bâz-bâz, da? Și iată, trebuie să facem un pic de curățenie în caz că avem un pic de căldură să nu băltească aici lângă noi. Ce faci tot aici cu albinuții? Curăți zăpada? Da? Da? De unde curăță băiatul zăpada? De acolo, că albinuța stă înăuntru, un stup. Da? Și papă, da. Deci în momentul acesta, da, tati? Da, tati, acolo stă albinuța în stup. Da, acolo am închis. Și ca să înțelegeți, nu cred că am încăpuiet, iar dacă este, e foarte restrâns. Da, să te pupe, tati? Da, hai că te pupă, tati. Da, și acolo e stup, tati, și venim cu lopata și dezepezim. Așa, deci, împreună cu Andrei aici la stupina, dezepezim. E foarte bine că e această zăpadă. Noi încă n-am dat turte și nici nu cred că voi da anul acesta, decât proteice, probabil, undeva prin martie, din câte am calculat eu. Și ce să spun, cam asta trebuie să facem în stupină. Nu trebuie să vă speriați că rămâneți neapărat fără mâncare, doar dacă nu v-ați îngrijit de hrănirea lor corespunzătoare în august, septembrie. Depinde acum de fiecare cum a făcut. Iată, e bine să scoatem un pic puștii la aer. Așa e, tati? Ai ieșit la aer? Da? Mama te-a scos la aer, da. Și Andrei a ieșit la aer, da. Cu tati, da. Și cum e la aer, tati? E bine? Da, te duci să aduci camionul, să cărăm cu camionul zăpada. Deci cam asta lucrăm, avem zăpadă. Foarte frumos, un aer curat, să tot stai pe afară. Bine, eu o să-mi continui treaba, până atunci numai bine și sănătate la toată lumea. Ia zi pa, tati, fă tai-tai la nenea care ne urmăresc, faci, fă-i tai-tai la toată lumea. Să ne vedem cu bine!